Flacăra Boten, Cimentul Valea Mare, Pravăs 5 la 3, Asecio Frângeni, Gloria Berevoiești 1 la 1, Partizanul Vlădeș, Contabilitate Stoenești 1 la 1, Fotbal Club Corbi, Voința Țițești 2 la 1, Ase Dragoslavele, Inter Aninoasa, 4 la 0, Unirea Butea de Jos, Ase 0 la 0, Petrolul Hârtieș, Rapid Davidești 4 la 1, Viitorul Rădești, Viitorul Mihăiești 3 la 0 și Vulturii Vulturești, Sporting Pitești 1 la 0. AFCS cetățeni a stat. Numai două echipe au maximum de puncte după primele două etape, fotbal club corp și viitorul rădești aflate în fruntea clasamentului și departajate de golaveraj. <fie> În seria Sud s-au disputat de asemenea meciurile rundei cu numărul 2. Vă prezentăm rezultatele înregistrate. Viitorul Călinești, Unirea Tricolor Șerbănești 4 la 1, CS Rătești, ACSR CA 0 la 1, Viitorul Ștefan cel Mare, FC Argeș Pitești 1953, Vulturii Alb Violeți 0 la 6, CS Albota Star Sport Argeș 3 la 2, Flacăra Leordeni, ACS Oarja 1 la 4, Real Bradu 2, Dacia Ștefănești 1 la 2, Speed Academy 2, Pitești, ACS Lunca Corbului 4 la 3, Unirea Hârse, Steaua Negraș 0 la 1 și Speranța Cornățel, ACS Miroș 0 la 2. 6 echipe în fruntea clasamentului au maximum de puncte, cel mai bun gol averaj 9 la 0, Steaua Negraș care este lider.